Următorul invitat a promis că vine cu cea mai bună plăcintă cu praz din lume și a venit. De asta n-am mâncat 5 sarmale. Acum trebuie să verificăm dacă este așa cum spune, pentru că fiind făcută de mama lui, poate fi acuzat de subiectivism. Îl invităm alături de noi pe celebrul actor din serialul Vlad, George Piștereanu, omul care ne aduce plăcinta cu praz. Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Bine, salivez. Nu prea faci nimic. Am mâncat o sarmă jumate, jur. Pă bune, te-ai pregătit? Că vine plăcinta cu praz făcută de mama ta. Plăcinta men. Da, și a zis că este cea mai tare. Deci, din punctul meu de vedere și a multor altor mari oameni, cunoscători, da? În domeniu, te rog, această să plăcintă domnul este cea mai bună plăcintă. Prietenul nostru din Vlad, oameni buni, iată-l aduce o plăcintă făcută de mama lui, da? Da. Și tu zici că e cea mai bună din lume? Părerea mea este că este cea mai bună din România, cel puțin din zona Dobrogei, oricum. Ok, și cel puțin de pe strada. Și cel puțin de pe strada unde stau eu. Exact. Ce face mama ta? Se uită la emisiune? Evident că se uită. Să rămână mama lui George Piștereanu, să rămână plăcinta, a ajuns la noi, doamna, abia așteptăm să gustăm. O să facem ca un fel de juriu la MasterChef, ești de acord? Da. Ciucă, Nicolai, repede, sunt jurații mei. Da. Haideți repede, repede, băieții. Eu am trecut și pe la șef Haddad să o verifice, să știi. Acum nu te încerca să influențezi, da? Deci luați George. Luați câte o plăcintă, băieți. Vreau să fiți extrem de echilibrați. Dar sunt două modele, dragii mei. Deci este cu brânză și cu praz. Deci începem pe asta cu brânză, da? Eu zic că cu praz. Păi nu, stai că noi trebuie să jurizăm la fel. A. Deci cu brânză, hai. Cu brânză. Un, doi, trei și. Nu. Trebuie să o treceți prin toate papilele gustative. Da, da, da. Voi faceți ca la vin, nu? Deci, doamna Piștereanu, imediat vă dăm verdictul. Mă la consonant. Jurul cunoscătorilor. Știu, de la... Notează. De la nevastile. Mergem mai departe. Plăcinta domnului... mama lui George Piștean, cum cheamă mama ta? Aura. Să rămână doamna Aura. Plăcinta doamnei Aura merge mai departe, vorbim de cea cu brânză, băieți, notele. Până la cât e nota rea? Până la 10. Până la 10. 10. De la mine. 11. La fel, doamnă, nota 10. Nu trebuia să vă alarmați, pentru că 10. Plăcinta cu praz este și mai bună și nu o să vă mai aveți unde să vă duceți. Hai, o să vedeți. Încercați și cu praz, băieți. Aș vrea să vedem asta cu praz cum e. Deci doamna Aura merge mai departe pentru plăcinta cu brânză. N-am mâncat niciodată cu brânză. Mamă, dar bă, fim profesionist sau nu? Întâi mirosim. Doamne ajută. Dă-i cu crucea înainte. Am prins-o mai târziu. Nicolina, hai o să mă. Ma. Cum e? Deci, ți-am zis. Mama lui Piștereanu. Deci mama lui Piștereanu este nota 10. Mama asta cu praz e Dumnezeu plăcinte cu praz. Nu e mai bună? Deci mai bună. Nu că e mai bună, de asta n-am prea mâncat așa des, nu? Cum e asta cu praz? Doamne ferește, Doamne ajută! Doamne ajută. Noi încercăm să o ținem într-un cerc închis, așa, știi, să nu mănânce toată. Deci o rețetă la care n-are acces oricine. Nu prea. Adică oul este ou de țară. Prazul e praz de țară. Prazul, brânză... Asta cu praz. Cu brânză, praz, are cantitatea de praz este mult mai mare. Dar are și puțină brânză. Deci plăcinta cu praz senzațională. Brânza... Nu ne-a promis și Andreea Esca că ne aduce? Sau ne-a adus? Ne-a adus. A, ne-a adus-o. Vezi, dacă mănânce fiecare zi, nu mai e, s-a stricat gustul. Că e foarte greu și la noi aici, crede-ne. Da, știu, am văzut. Deci asta cu praz, băi, notele ca să... 10. Eu tot 11. Tot 11. Doamna Aura, să rămână, ne vedem în finala MasterChef. Peste două săptămâni îl așteptăm pe George Piștereanu cu un alt fel de mâncare. Ce ne aduce? O să vă aduc ceva special, încă nu m-am gândit, dar o să fie dacă special. Dacă pleci, că pleci cu motorul. Plec acum în Dubrovnik. Când? Fix sâmbătă viitoare. Sâmbătă viitoare și da. Te întorci când? Și mă întorc pe 7. Adică stai o săptămână? Da, o să facem de acolo, o să vă sun. Și eu cu scuterul. Și deci pleci cu motorul, cu cine pleci? Plec cu motorul cu mai mulți prieteni, cu gașca. Deci ești cu motoarele? Da. Bravo! Deci, oameni buni, ați aflat George Piștereanu, dacă îl vedeți cu autostopul, puteți să-l găsiți... Doamne ferește, cum cu autostopul? Păi să iau eu pe ei? A, am crezut dar că eu... Dar nu mergi cu iubita? Nu știu, că n-am loc de bagaje, înțelegi? Dar iubită, până una deci altă, iubită, știi, deci n-ai negat, dar iubită. Știi ce putem să facem? Dar ai roșit, ai iubită. Intrați, dragii mei, pe Instagram să vedeți călătoria. Intrați pe Instagram. De nu știi că trebuie să fac 100.000? Facem și 100.000. Zi de cât timp ești cu ea. N-am iubită. Pe bune nu am. Nu, pe bune nu am. Pe bune, sincer vorbesc. Pe nu, bune? Chiar nu am. Chiar nu am. Nu am.
Ești singur? Sunt singur. Vrei să-ți găsești singur iubită? Cuc. Deci vă rugăm frumos pentru George Piștereanu, dacă intrați pe Instagramul lui și sunteți fete drăguțe și singure, să știți că el își așteaptă jumătatea ca să meargă cu dumneavoastră. Da. Ce ciucă? Ai vreo propunere? Ceva? Că te uiți așa? Nu. Ți-a venit o idee. Intrăm în conflict. Intrăm în conflict. A, și ți-e scaută? Cărăm, da, da, de vreo 8 luni. Deci, de ok, atunci te las pe tine, pe bune. Eu chiar pot să mai aștept, am filmări, acum sunt super ocupat, știi? Eu pot să mai aștept. Deci, pentru el, dacă e. Și după aia, când o fi, da, peste 50 de ani... Scrie pentru el. Dar eu le trimit la tine pe toate. Deci, intrați pe George Piștereanu, pe la Ciucă, intrați. Radu Ciucă. Exact. Intrați și pe la Măruță, că e normal să crească și ei odată cu noi. Spune și de mine. Păi tu, hai mă, iubita, ai și soție, ce-ți mai trebuie? Da, vreau și să spun Instagram, mai spune și da. Daniel Nicolaină, are și el. George, să ai baftă cu motoarele. Senzațională plăcinta făcută mă de mama ta. Nota 1000, să rămână doamna Aura. Fabuloasă asta cu frate. O să vă mai aduc chestii și mai, perfect, și mai bune. Să ai baftă cu motorul în excursie. Să ne filmezi și nouă ceva, să ne trimiți aici. O să vă filmez și chiar o să facem aceeași chestie. Adică 360. 360, perfect. O să intrăm în direct. Îți mulțumesc mult de tot. Cu mare El este George Piștereanu, îl vedeți în Vlad, oameni buni, și este un actor extrem de talentat.